Lăudat să fie Dumnezeu, El să primească închinarea noastră și să ne binecuvinteze după îndurarea Sa. Dragii mei, atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, în mod deosebit la întâlnirea publică congregațională din biserică, avem câteva metode să ne exprimăm închinarea față de Dumnezeu prin cântare, prin rugăciune. De asemenea, întotdeauna citim din Biblie și încercăm să încurajăm biserica din pasajul acela din Biblie și încercăm, așa cum facem când mergem la restaurant, să mâncăm, să prindem putere pentru trup aici, să prindem putere pentru Duh și pentru viața noastră duhovnicească. Am ascultat un mesaj care făcea referire la calitatea noastră de părinți, la responsabilitatea noastră de a crește, de a educa oameni mici până când se fac mari. Și acum, când avem cea de-a doua predică, m-am gândit să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37, și să avem un mesaj pe care l-am intitulat Cum se împlinesc scopurile Bisericii lui Dumnezeu? O să vă cer respectuos să vă ridicați. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească și în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Stimată biserică, așezați-vă. Cum se împlinesc scopurile Bisericii lui Dumnezeu? Biserica lui Dumnezeu are la baza ei înțelegerea scopului pentru care există. Scop care este prezentat în Biblie și este delegat de Dumnezeu bisericii sale. Împlinirea acestui scop din partea bisericii justifică nevoia bisericii să existe. Niciunul dintre noi nu ne-am cumpărat un tractor dacă nu am avea nevoie de el. Nevoia noastră de utilajul acela, de agregatul acela, de mașina aceea, justifică investiția să-l cumpărăm. Nimeni, cred că niciunul dintre noi nu are tractor dacă nu are o companie de construcții sau nu are un job care folosește tractorul acela. Eu, spre exemplu, nu am și nici nu o să-mi cumpăr vreodată. Biserica lui Dumnezeu există și existența ei este justificată de practicarea scopului pentru care a fost creată de Dumnezeu. Cum se împlinesc scopurile Bisericii lui Dumnezeu? Dar care sunt scopurile Bisericii lui Dumnezeu? Răspunsul la această întrebare este ușor. Scopurile sunt mai multe,
cea mai obișnuită clasificare începe cu evangelizarea, maturizarea celor convertiți, închinarea bisericii, părtășia bisericii și slujirea bisericii. Când vorbim despre evangelizare, vorbim despre evangelizarea lumii și ne referim la proclamarea iertării lui Dumnezeu prin milă și har oamenilor care cred și se pocăiesc. Când vorbim despre maturizare, vorbim despre maturizarea bisericii. Evangelizarea este pentru lume, maturizarea este pentru biserică, pentru oamenii credincioși. Și maturizarea are în vedere deprinderea credincioșilor de a se sfinți, de a se obișnui cu neprihănirea, de a crește în credința lor, de a deveni utili, folositori împărăției în care au intrat. Închinarea bisericii este manifestarea acesteia, o manifestare a iubirii și a respectului față de Dumnezeu care merită închinarea. Lumea nu este conștientă că Dumnezeu merită închinarea, de aceea nu se închină. Biserica este conștientă că Dumnezeu este stăpân, că a investit multă milă și har și se merită, se cade, se cuvine să ne întoarcem cu o atitudine de recunoștință față de Domnul și să remarcăm binele care ni l-a făcut Dumnezeu. Părtășia ne pune în relație unii cu alții, o relație de frățietate. Însă relația aceasta de frățietate este foarte profundă. Dacă vreți să mă credeți, ori de câte ori plec cel puțin o săptămână, mi se face dor de dumneavoastră, de toți. Pentru că stând aici împreună, există o conectare a noastră unii de ceilalți. Așa l-a lăsat Dumnezeu pe om, să se poată atașa de persoanele cu care trăiește împreună. Am plâns de-a lungul anilor împreună. V-am vizitat, v-am văzut în bucurii și în necazuri, ne întâlnim pentru tot felul de motive și toate acestea fac inima noastră să se apropie. Există o realitate în părtășia frățească care poate căpăta dimensiuni mai profunde uneori decât relațiile de rudenie. Și un al cincilea scop al bisericii este slujirea în mod special către lume. Noi trebuie să evangelizăm pe oameni în ceea ce privește mântuirea și trebuie să-i slujim pe oameni în ceea ce privește împlinirea nevoilor lor, pâine, apă. Asta se numește caritate. Atunci când vorbim despre aceste cinci scopuri ale lui Dumnezeu, aș vrea pentru fiecare dintre ele să spun doar câteva gânduri și la fiecare o să spun cum s-a comportat Domnul Iisus în legătură cu scopul ăsta. Apoi, care e învățătura lui? Care e învățătura lui Pavel și a lui Petru, poate cei mai proeminenți dintre apostolii Domnului? Atunci când vorbim despre evangelizare, vorbim despre mântuirea oamenilor. Exemplul Domnului Iisus este evident. În Ioan 17:6, Biblia spune: am făcut cunoscut numele tău oamenilor. În seara aceasta mă opresc și mă gândesc, eu personal, în ce măsură am făcut de cunoscut numele lui Dumnezeu oamenilor? Niciunul dintre noi nu trăiește în pădure. Sau poate că unii aveți casă în pădure, dar nu la asta mă refer. Trăim între oameni, muncim între oameni, venim la biserică, avem colegi, rude, prieteni, cunoscuți, oamenii lui Dumnezeu. În ce măsură am făcut noi de cunoscut numele Stăpânului nostru? Cum putem pretinde că facem parte din grupul Lui dacă nu facem de cunoscut numele Lui? În ce măsură am făcut asta? Hristos spune: Tată, am făcut de cunoscut numele Tău. Este acesta obiceiul nostru? Dacă nu, care e dovada că noi îi aparținem Lui, că îl respectăm și că vrem să ne lăudăm cu El? Porunca Domnului este limpede în Matei capitolul 28. Învățați-i să păzească ce v-am poruncit. Pe cine? Cei la care trebuie să mergeți și să le predicați Evanghelia. Vedeți? Noi plătim un om sau doi, sau poate nici nu-i plătim, sunt voluntari și credem că dacă cineva, anumit evanghelist, păstor, o persoană care a primit responsabilitatea să evanghelizeze,
Noi nu mai trebuie să mai evangelizăm. Ascultați-mă, frați și surori, acesta este semnul secularizării unei biserici. Puteți să primiți ce vă spun? Este unul dintre semnele de boală pentru o biserică. O biserică atunci când se secularizează, când se îmbolnăvește de fire, când o părăsește Duhul, începe să se manifeste în câteva feluri. Unul dintre feluri este că nu mai vorbește de Iisus. Nu mai vorbește de mântuire. Cui? Oricui. Când? Oricând. Unde? Oriunde. Nu mai face asta, nu mai are îndrăzneală. Nu se mai simte confortabil să facă asta. Mai bine vorbește de fotbal, de vreme, de politică, de orice, dar nu de Iisus. L-am luat de pe primul loc și l-am pus undeva în coada turmei. Dar noi tot biserică suntem, a cui? Eu sunt șeful bisericii sau el? Este el un șef rău de nu ne lăudăm cu el? Nu. Ce șef moare pentru angajații lui? Ce șef își dă viața pentru niște oameni simpli ca noi? Frații mei, evangelizarea este un scop pe care Dumnezeu l-a pus în brațele bisericii, ca să-l purtăm. Uneori cineva m-a rugat să duc un lucru dintr-un loc în altul și a fost greu și mi-au amorțit mâinile. Și cu multă greutate mi-am împlinit datoria aceea să duc acel lucru undeva. Nu întotdeauna e ușor să împlinești o poruncă, să te achiți de o responsabilitate, dar acesta este scopul nostru. Uitați-vă ce a spus Petru. Iertați-mă, Pavel, am citit în Scriptură. Ei stăruiau în, știți ce înseamnă stăruiau? Evident, înseamnă ei insistau în. Acesta este scopul bisericii. Scopul acesta este al fiecăruia dintre noi. Aveți în seara asta curaj să vă asumați acest scop? Ori o să-l lăsați din nou aici și Domnul o să mai aștepte până duminica viitoare, în speranța că veți fi mai deschiși. Câte duminici sunt de când așteaptă să ne asumăm scopul ăsta? Dacă el m-ar fi lăsat pe mine să aștept când l-am rugat să mă ajute, ce se întâmpla cu mine? De ce nu m-a lăsat să aștept? Și de ce a venit la mine când l-am chemat? Și mi-a ridicat povara? Vă aduceți aminte cât de greu i-a fost, încât parcă a fost un om, parcă a fost neputincios. Tată, dacă e cu putință, să nu fac eu lucrul ăsta. Dar numai dacă trebuie, o să-l fac. Dar dacă se poate, să nu-l fac. Tot la fel mie mi-este greu uneori și ar trebui să zic exact cum a zis el. Doamne, dacă e altul în adunare la care vrei să-i dai povara asta, dă-i eu. Dar dacă nu mai e nimeni, sau dacă nu vrea nimeni să o ia, eu nu pot permite să nu o iau, că mi-e rușine de tine. Tu te-ai purtat cu mine într-un fel care mă obligă să fac treaba asta. Nu pot să plec și să las lucrul ăsta aici știind că tu ai fi vrut să fie făcut. Ce simțiți când auziți aceste cuvinte? Vreți să-mi spuneți că e cineva dintre noi care a ajuns atât de împietrit încât pur și simplu să stea liniștit și să nu mai simtă nimic? E cineva care în seara asta o să spună: Doamne, capitulez în fața Ta, de acum încolo îmi pun în suflet și în minte această poruncă a Ta să vorbesc despre Tine. O să-mi fie greu, tot timpul mi-a fost greu. O să-mi fie rușine, tot timpul mi-a fost rușine. Dar, Doamne, dincolo de cum mă simt eu, vreau să împlinesc scopul pentru care de fapt trăiesc. Nu trebuie să mănânc, nu trebuie să dorm, să-mi schimb o mașină cu alta, un frigider cu altul. Trăiesc ca să Te onoresc pe Tine, Dumnezeul cu care voi sta împreună o vreme fără sfârșit. Mașina asta nu o să o am în veșnicie, casa asta nu o să o am în veșnicie, dar în veșnicie o să stau tot timpul lângă Domnul.
creșterea în credință, maturizarea, conduce la sfințenie, la echilibru. Echilibru este una dintre cele mai profunde caracteristici ale unui om matur. Dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, întâlnim exemplul său, porunca sa, porunca apostolilor. Dacă ne uităm la închinare, care este modul de a-L proslăvi pe Dumnezeu, în viața mea de familie, asemenea celor mai mulți bărbați care nu vorbesc suficient de mult și care nu întotdeauna apreciază când li se face un bine, o văd pe Carmen că se uită la mine și poate că nici nu înțeleg de ce se uită la mine, și după ce termin de mâncat, săraca mă întreabă: cum a fost mâncarea? Tot timpul mi-am propus să-i spun eu cum a fost mâncarea și să nu mai aștept să mă întrebe, că eu știu că i-ar place să-i spun fără să mă întrebe. Dar puteți să mă credeți că uit? Mă dau cu mâncarea și uit că bărbații se pot gândi la un singur lucru odată. Și pur și simplu parcă cade o piatră din cer pe mine când aud din nou întrebarea asta: cum a fost mâncarea? Și zic: Domnule, iar am uitat, iar n-am zis cu inițiativa mea. Închinarea este intenția de a-L proslăvi pe Dumnezeu. După cum soțiile noastre așteaptă să remarcăm munca lor, calitatea mâncării pe care a făcut-o, și să-i spunem: ai făcut o mâncare bună, atunci aș primește salariu pentru mâncarea care o face. Primește o recompensă, complimentul acela îi mângâie sufletul și se bucură că am băgat-o și pe ea în seamă. E, Domnul e gelos, după cum sunt geloase soțiile noastre. Pentru că nu poți să investești în cineva în timp ce stă cu spatele la tine. Este datoria noastră să remarcăm efortul soțiilor și să remarcăm mila infinită a lui Dumnezeu, închinându-ne în fața sa, manifestându-ne bucuria în fața sa. Trebuie să ne disciplinăm, frați și surori. Ridicați-vă din starea asta. Trebuie neapărat să ne disciplinăm. Că trec anii. Și acum 10 ani vorbeam despre treaba asta. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus în Ioan, în capitolul 17. Eu te-am proslăvit pe pământ. Eu m-am închinat înaintea ta pe pământ. Eu mi-am făcut datoria, Doamne, te-am lăudat, te-am prezentat, te-am pus în față. Observați ce a făcut Domnul Iisus? Credeți că noi l-am proslăvit pe Domnul? În ziua de ieri, că nu-i departe de noi, credeți că l-am proslăvit pe Domnul? Încercați un pic de dimineață, de când ne-am trezit până seara, când ne-am culcat? Credeți că am avut un moment în care l-am proslăvit pe Dumnezeu? Vedeți, noi îl proslăvim pe Dumnezeu în serviciile divine, pentru că suntem într-un context în care oricum se face treaba asta. Dar atunci când nu suntem aici, avem un moment în care îl proslăvim pe Domnul? Te apucă vreodată plânsul în mașină? Îți ridici vreodată mâinile în mașină și chiar dacă ești la fel ca mine și nu știi să cânți așa bine încât să cânți în public, îi cânți Domnului cu vocea așa răgușită și care nu poate să urce sau să coboare, dar pe care Dumnezeu iubește să o audă? Mai faci din când în când treaba asta? Și ți-e rușine că te oprești la semafor și ți-e teamă să nu te cunoască cineva și să creadă că ți-ai pierdut mintea? Mai ai vreodată experiența asta care să te ridice ca din morți? Sau ai ajuns așa de rău, de nu mai lăcrimezi niciodată, de parcă Dumnezeu ar fi murit și nu mai ai la cine să te gândești? Credeți-mă, frații mei, că din cele 2.2 miliarde de creștini care sunt pe pământ, foarte mulți dintre ei nu fac niciun pic de evangelizare, nu sunt interesați de creșterea spirituală nici a lor și nici a altora și nu se închină aproape niciodată lui Dumnezeu. Poartă un nume de care nu sunt vrednici, pe care nu-l onorează. Când Alexandru Macedon a auzit că în armata lui e un soldat bețiv pe care îl cheamă Alexandru Macedon, l-a chemat și i-a spus: ascultă-mă, oamenii spun că Alexandru Macedon iar s-a îmbătat și s-ar putea ca cineva să întrebe: care Macedon, tu sau eu? Uite ce e, de astăzi înainte, ori îți schimbi numele și rămâi bețiv, ori îți schimbi viața și îți păstrezi numele. Gândește-te ce faci.
Atunci când vorbim despre părtășie, vorbim despre intenția de a crea, de a promova și de a păstra părtășie între noi. Fraților, uneori intrăm în conflict. Nu ne propunem să intrăm în conflict unii cu alții, dar uneori intrăm în conflict. Spunem o vorbă nepotrivită, cuiva îi se pare, o exagerează, aude de la altcineva. Sunt o grămadă de scenarii și te trezești în conflict cu cineva cu care, de fapt, n-ai nimic. Dar omul ți impută ceva și poate că are dreptate. E, atunci părtășia s-a rupt, s-a fragmentat și ea trebuie refăcută. Asta înseamnă că trebuie să te rogi și să spui: Doamne, dă-mi putere să mă duc la omul ăsta și să mă fac mic în fața lui și să-i spun: iartă-mă, te rog. Și el o să fie nervos și o să spună: a, păi am auzit că tu l-ai supărat și pe ăla și pe ăla și pe ăla, tu ești așa, mai nu știu cum. Să roagă-te și să nu te superi că el îți spune asta, că e amărât. Tu din nou să-i spui: iartă-mă, te rog, iartă-mă. Și dacă el totuși iar mai încearcă să aibă așa o ieșire de mânie, tu încearcă să fii liniștit că tu te-ai dus acolo pentru împăcare. Nu te-ai dus să te lupți cu el, te-ai luptat alalter, că de-aia e supărat. Acum te-ai dus pentru alt motiv. Și mai spune-i odată, dar ai grijă să-i spui bine, să-i spui: iartă-mă, te rog, iartă-mă. Și oricât ar fi el de supărat, îi să moaie inima când te vede că te smerești. Și ai înnodat din nou părtășia cu fratele. Păi asta e super cu unul, mâine cu altul, poi mâine cu altul. Păi în 10 ani ai rezolvat biserica asta, te muți la alta. Și într-o viață de om le-ai măcinat pe toate. Unde ajungi? Trebuie să investești în părtășia cu frații. Nu toți sunt la fel, unii sunt diferiți. Și la cei diferiți noi le spunem ciudați. Oamenii sunt diferiți. Eu sunt ciudat pentru alții. Li se pare că prea nu știu cum. Nu e ușor să păstrezi părtășia, prietenia, bucuria de a te vedea cu oamenii ăștia. Hristos a murit pentru ei, nu-i poți exclude de pe fața pământului. Au drept la mântuire. S-ar putea să facă vocea dumitale în corul din ceruri. Luptă-te pentru părtășie, nu mai fi simandicos. Fii sensibil acasă la dumneata, nu în casa lui Dumnezeu. Promovează pacea și părtășia în locul ăsta. Adu o soluție, nu mai aduce probleme, că-s destule. E un scop, dragul meu, e scopul lui Dumnezeu și l-a pus în brațele noastre. Ești dispus în seara asta să spui: Doamne, pune-l și pe ăsta la mine. Pune-l și pe ăsta la mine. Poți să faci asta? Vrei? Simți chemarea asta să faci ceva pentru stăpân? Uitați-vă la întrebarea de aici. Fraților, ce să facem? Purtați și împliniți scopurile lui Dumnezeu din biserică. Purtați-le. Cheltuiți-vă pentru asta. Dacă plângeți, nu plângeți de față cu alții, răbdați până acasă sau până vă urcați în mașină. Și atunci, dați-vă drumul la plâns și descărcați-vă de durerea cu care cineva v-a umilit. Dar țineți-vă tare ca să reprezentați scopul lui Dumnezeu, lucrând pentru părtășie, implicându-vă în evangelizare, închinându-vă Domnului cu pasiune. Fiți un exemplu pentru copiii ăștia. Au crescut privindu-ne. În timp ce noi ne închidem ochii, stau cu ochii deschiși. Nu mă refer la cineva anume, refer la copii în general. Și ei se uită la noi. Caută pe cineva care să-l vadă rugându-se cu pasiune. Uneori să-i strălucească fața, alteori să-i curgă o lacrimă așa pe sub ochelari. Mă întreb, oi fi o memoria frunul dintre copiii ăștia? Au vreo poză cu mine în felul ăsta? Sau doar au vreo poză cu mine în felul ăsta? Stimați bărbați, vă puteți gândi în termenii ăștia la mărturia dumneavoastră? Numai fițe, numai aere, numai realizări, numai bani, numai mașini, numai asta, numai firme. Atât? Nu e atât. Noi avem o chemare înaltă. Noi am fost chemați spre măreție. Am fost chemați să facem altceva cu fiecare clipă din viața noastră. Avem în urmă o experiență în care am făcut treburile astea și ne-a fost rușine că am făcut asta și nu vrem să le mai repetăm. Trăim acum pentru altceva. Lecțiile prin care ne-a trecut Dumnezeu ca să învățăm, să ne schimbăm, au fost prea dureroase ca să nu le învățăm.
Mai țineți minte când ați fost la spital și când erați acolo cu un furtun în gură? Mai țineți minte? Sau a fost soțul sau soția și te-ai gândit rămân văduvă sau văduv? Mai țineți minte cât suntem noi de vulnerabili și cum depindem noi de mila Domnului? Și cât de ușor ne atrag lucrurile din lumea asta, privirile, deși în sufletul nostru noi îl iubim pe Domnul. Cum ne-am convinge soția că o iubim în inima noastră dacă comportamentul nostru, ochii noștri sunt tot înspre alte persoane? Ar crede ea că o iubim? Nu, n-ar crede. Ba dimpotrivă, ne-ar acuza de cine știe ce. Credeți că Dumnezeu nici atâta lucru nu vede? Scopurile bisericii, ele trebuie să fie aici. Nu mai am putere ca la 20 de ani, dar nici nu-mi cere Dumnezeu să am. Însă atâta cât mai am acum, eu trebuie să-mi asum aceste greutăți. Și când plec acasă, voi avea inima liniștită și plină de pace. Nu o să mă intereseze de nimic, chiar dacă am o grămadă de probleme de care ar trebui să fiu îngrijorat. Dar nu sunt îngrijorat, pentru că știu că am făcut aproape tot ce am putut. Ce să fac mai mult? Sunt doar un muritor. Slujirea este ultimul scop dintre cele pe care eu le-am prezentat. Și dacă vrem să ne uităm la exemplul Domnului Iisus, El spune: cum m-ai trimis tu pe mine, Tată, ca să fiu chinuit, să sufăr, să mor, cum m-ai trimis tu să slujesc, acum așa ai trimit eu pe ei. Exemplul Domnului Iisus este acesta: eu am fost trimis să sufăr. Poți să spui în seara asta în inima dumitale: unul dintre scopurile pentru care eu exist este să sufăr. Accepți gândul acesta? Unul dintre scopurile pentru care eu mai trăiesc este să sufăr. Există și scopul ăsta? Da. Unde să sufăr? Oriunde e nevoie. În mod special în familie, în biserică, atunci când faci o slujbă pentru Domnul, când vrei să fii un exemplu, când vrei să îl arăți pe El prin tine, atunci spui: nu pot să scap de treaba asta, Doamne, singurul fel în care pot să ies de aici este să sufăr. Ok, Doamne, o să sufăr, sunt pregătit să sufăr, te rog ajută-mă, dă-mi putere, eu vreau, dar n-am resurse, dar dă-mi tu resurse. Și pregătește-ți mintea să suferi, dar suferă cu demnitate, nu te mai lăuda atâta, fii demn, suferă cu demnitate, cheltuie-te cu demnitate, consumă-te ca o lumânare cu demnitate pentru Iisus. Este scopul pentru care trăiești ca individ și ca biserică. Astea sunt scopurile noastre, pe mâinile astea amândouă trebuie să existe presiunea acestor scopuri. Să-mi fie rușine dacă lucrul ăsta nu e adevărat. Cum se împlinesc scopurile Bisericii lui Dumnezeu? Care sunt resursele de care avem nevoie? Să spunem în seara asta: Doamne, este scopul Tău cu mine să fac evangelizare pentru mântuirea oamenilor neconvertiți. E scopul meu. E scopul Tău cu mine să cresc, să mă dezvolt, să devin un om mare la minte și de asemenea să-i ajut pe alții. Cât ține de mine? Cât atârnă de mine? Și celelalte 5 scopuri. Dar de unde vom avea noi resurse ca să facem aceste acte de vitejie duhovnicească? Voi putea eu să fiu ca Pavel? Voi putea eu să fiu ca Timotei? Voi putea eu să fiu ca exemplele din Biblie sau exemple neștiute de noi ale celor 20 de secole de istorie creștină? Oameni care au fost puternici.
o Maica Tereza, spre exemplu, un exemplu banal, o femeie care pur și simplu n-a lucrat pentru casa ei, n-a rugat pentru familia ei, n-a lucrat pentru lucruri noi pe care a vrut să și le cumpere și să impresioneze pe alții, nu, ci pur și simplu a îngrijit oameni bolnavi. Acesta a fost scopul ei, să slujească. Scopurile noastre se îndreaptă spre distracție, spre relaxare și nu-i rău, avem nevoie de treaba asta, însă nu credeți că uneori trecem dincolo de nevoie? Și folosim America doar pentru oportunitățile care ni le oferă, uitând că în poveștile noastre despre scopul venirii spunem un vis sau o vedenie că Domnul ne-a trimis aici. De ce ne-a trimis Domnul aici, frați și surori? Cei mai mulți dintre noi, dacă vă întreb de ce ați venit în America, spuneți că v-a trimis Domnul. Puteți să-mi răspundeți de ce? Dacă El ne-a trimis, de ce ne-a trimis? Care este scopul Lui? Oamenii Lui Dumnezeu, care este scopul bisericii astăzi? Să ne întâlnim de câteva ori pe săptămână și să cântăm cântări, să spunem rugăciuni și să îndurăm o predică până la capăt și unii nici atâta nu mai pot face? Care sunt scopurile bisericii? Scopurile bisericii e să ieșim din clădire și să mergem în mod intenționat la cineva care nu-L cunoaște pe Domnul și să-i spunem: vrei puțin să vorbim de Dumnezeu? Asta e un scop în sine. Dacă nu-L facem, avem o notă mică. E treaba noastră să investim în copiii ăștia sau în noi convertiți. Știți ce spunea un nou convertit din biserică? Mă simt așa de singur și pentru că nu mă cunoaște nimeni, nu mă salută nimeni. Eu vreau să vă întreb, frați și surori, noi suntem oameni la vârsta asta. Noi nu știm că omul ăla e nou convertit? Nu știm că n-are pe nimeni, n-are prieteni, n-are familie, e singur, vorba lui bunica, ca un cuc. Și trec pe lângă el și inima mea e atât de detașată de lucrurile lui Dumnezeu, încât nu mă opresc să-i spun: ce mai faci, frate? Ce mai faci? Cum te-ai simțit astăzi la biserică? Eu m-am gândit săptămâna asta, dacă avea puțin timp, să ne întâlnim și să vorbim puțin de cum îți merge viața spirituală. Probabil că asta ar dura 4-5 de minute și $10 ca să iei două cafele sau două ceaiuri. Sau și fără asta. Ce ziceți, oamenii ai lui Dumnezeu? Suntem chemați să facem asta sau nu? Tot se botează oameni. Unii rămân, alții se duc. Ăia care se duc, de ce se duc? Ăia care nu mai vin, de ce nu mai vin? Am fi putut eu cu o întâlnire la ceai sau la cafea să-l fac pe omul ăla, să-l conving pe omul ăla că totuși cineva a remarcat că el încălzește un scaun în adunarea asta? Să-i spun că totuși cineva se uită la el și a remarcat că are nevoie de un prieten? Nu toată lumea e înconjurată de rude ca noi, de prieteni și sufocați de mulțime, nu? E cineva aici ca să plângă cu cineva pentru care nu plânge nimeni? Face asta parte din agenda noastră? Este ăsta scopul nostru? Ce resurse vom avea noi să împlinim scopurile lui Dumnezeu? Dragii mei, prima resursă este persoana Duhului și lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Domnul Hristos, Mântuitorul, când și-a terminat lucrarea, s-a dus înapoi și a spus: misiune îndeplinită. Dar în locul lui a venit altcineva de aceeași natură cu el, care de-abia și-a început misiunea, și acesta e Mângâietorul, adică Duhul Sfânt. Și el va rămâne cu noi până la sfârșit. E acesta care ne-a fost dat să rămână cu noi până la sfârșit, el ne dă resursele de care avem nevoie să nu ne părăsim scopurile și să găsim puterea de a le împlini, nu întotdeauna foarte bine. Am făcut și eu școală, n-am fost bun la matematică, n-am fost bun la o grămadă de lucruri, dar am terminat-o prin mila Domnului de bine de rău. Am terminat-o și eu ca premianții, ca oia de premiu întâi. Am fost eu mai în spatele lor, dar am terminat-o. Puteam să n-o termin deloc, dar am terminat-o. Pe care am terminat-o. Ei, la fel este cu împlinirea scopurilor. Poate că nu le împlinesc de premiu 1, dar nici de mențiune. Ce ar trebui să se întâmple
ca să mă apuc de treabă. Te-ai gândit vreodată în mod serios că trebuie să întinzi mâinile și să spun greutatea asta pe mâini, pe brațe și să o porți? Ăsta este scopul pentru care trăiești. Nu trăiești doar să faci copii, să-i crești, să câștigi bani pe care îi cheltui mâine sau poate pe care i-ai cheltuit alalteri și ești încă dator. Trăiești pentru scopurile lui Dumnezeu. Ascultă-mă, pentru asta trăiești și dumneata și eu. Iar Duhul Sfânt ne-a fost dat ca o resursă. Lucrarea Duhului Sfânt a fost puternică la începutul bisericii, atunci când biserica a demarat, a plecat, uitați-vă în Faptele Apostolilor. Va fi puternică la sfârșit, prorocii din Vechiul Testament au povestit despre o ploaie târzie și despre cea timpurie. Însă între aceste două ploi, între aceste două mari ploi, au existat rafale de ploaie. Una dintre cele mai puternice rafale de ploaie care au existat a fost la începutul secolului 20, în California. Biserica Apostolic Faith Mission din Los Angeles, de pe strada Azusa, la 312, a fost poate cea mai puternică rafală de ploaie din istorie între aceste două mari ploi, timpurie și târzie. Mișcarea aceasta spirituală care a început atunci și acolo a condus la nașterea cel puțin la 19 denominații foarte mari. Asta înseamnă că în primii 50 de ani, de la momentul remarcat mai devreme, 600 de milioane de oameni au devenit penticostali sau harismatici în 50 de ani. 600 de milioane! Este cea mai puternică rafală de ploaie din istoria creștinismului. Excepție făcând ploaia timpurie și ploaia târzie. Atunci când Associated Press a inventariat cele 100 dintre cele mai importante evenimente ale secolului 20, pe primul loc a fost trezirea spirituală de pe strada Azusa. Pe primul loc. La aniversarea de 100 de ani care a avut loc la Los Angeles, țin minte că atunci am mers cu fratele Petru la sărbătoarea asta, la centenarul ăsta, Billy Wilson a spus următorul lucru. O mână de oameni din Los Angeles, conduși de un negru care avea un singur ochi, fiul unui fost sclav, a creat o mișcare care a surprins 600 de milioane de oameni care au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Dragii mei, oamenii aceia au fost puțin la număr. Se adunau într-o clădire care stătea să cadă pe ei. Însă bărbatul acesta a avut un vis, o viziune și pur și simplu a stat înaintea Domnului în mijlocul unui grup de oameni. Și s-a întâmplat miracolul acesta promis în Scriptură. Într-o seară, Seymour a prorocit că întreaga Californie va fi zguduită de un cutremur. Asta s-a întâmplat în 14 aprilie. În 1906, peste 2 ani, San Francisco a fost dărâmat din temelii. Am aici niște statistici, au murit aproape 3.000 de oameni, zeci de mii de clădiri au fost dărâmate. 3 zile a ars focul de la conductele de gaz care s-au spart. Iar orașul acela a fost distrus cu desăvârșire. Pentru că ziarul Los Angeles Times a publicat evenimentul în data de 14 aprilie, au scris despre ei următoarele cuvinte. Întâlnirile lor au loc într-o baracă derăpânată pe strada Azusa, iar habonicii aceștei doctrine ciudate, în sfârșit, articolul e lung, articolul surprind că sunt niște oameni care halucinează și că unul dintre ei a prorocit că o să vină un cutremur peste California. Dacă ziarul acesta n-ar fi scris despre ei când a venit cu tremurul, nimeni nu ar fi știut că a fost o împlinire a unei profeții. Însă toată California a știut că atunci când a venit cu tremurul, oamenii aceia din baraca derăpânată au vorbit în numele lui Dumnezeu.
În istoria Bisericii lui Dumnezeu au existat foarte multe treziri. Mi-am notat să vă spun în seara asta multe lucruri, însă nu mai am timp și nici nu vreau să vă spun prea multe, dar vreau să vă spun că în paralel, aproximativ în aceeași perioadă, în țara Galilor, 100.000 de oameni s-au convertit, în timp ce un tânăr miner de 20 de ani a început să predice Evanghelia. Și întreaga Marea Britanie, în mod deosebit țara Galilor, a fost cuprinsă de o trezire uriașă. Mi-am notat aici să vă spun că în ambele locuri s-au manifestat în mod evident câteva caracteristici. 1. Accentul pus pe închinare personală, nu pe închinare congregațională. 2. Accentul pus pe pocăința de păcat, nu numai prin ridicarea unei mâini. 3. Accentul pus pe sfințire și sfințenie. 4. Accentul pus pe cântări care îl proslăvesc pe Dumnezeu, nu pe noi. 5. Accentul pus pe o predicare sub ungerea Duhului, o predicare directă, confruntativă. 6. Servicii în stil de conferință, 10-12 ore stăteau într-un fel de conferință unde luau cina Domnului, unde se predicau, unde cântau, unde se făceau mărturisiri, unde erau manifestări ale Duhului. 7. Profeții. 8. Manifestări profunde ale Duhului în timpul închinării. Frații mei, mai avem 5 minute din serviciul divin din această seară și am venit în minte cu gândul acesta, cum să împlinim scopurile Bisericii Dumnezeului nostru. Și în prima parte am încercat să creionez puțin, aducându-vă aminte care sunt aceste scopuri. Și apoi să vă spun că aceste scopuri noi le vom purta, le vom împlini atunci când puterea lui Dumnezeu va fi peste noi. Un negru cu ochi, fiul unui fost sclav, William Seymour, a ajuns omul care a generat mișcarea aceasta puternică. Și Duhul lui Dumnezeu a umplut pământul de Biserica Pentecostală și Biserica Harismatică. Au reușit să împlinească scopurile lui Dumnezeu. S-au făcut vindecări mari. Pământul întreg a fost cuprins de această căutare a lui Dumnezeu, această dorință de a fi plin de Duhul. Și mai ales, această disponibilitate, pune, Doamne, și pe umerii mei scopurile Tale ca să le port. Sunt la dispoziția Ta să-mi dai și mie o greutate pe care să o duc cel puțin o milă cât sunt obligat. Nu două, că n-am chef, dar măcar o milă pentru că sunt obligat. În seara aceasta mă uit la dumneavoastră și știu că sunteți niște oameni stresați, îndatorați, cu o grămadă de vise neîmplinite încă. Să vreau să vă spun să le lăsați jos pe toate și să vă aduceți aminte că Dumnezeu ne caută. Dumnezeu ne caută pentru că vrea să fim lucrători împreună cu El. Noi avem în mintea noastră, la nivel teoretic, scopurile lui Dumnezeu. Dar suntem niște oameni atât de ocupați încât nu mai avem timp nici măcar să dormim suficient, dar să mai dedicăm un timp de o oră în fiecare zi pentru Dumnezeul nostru. Și totuși Dumnezeu își permite să ne cheme și să facem lucrare pentru El. Mă întreb, suntem pregătiți în seara asta să avem un moment de rugăciune și să ne luăm un angajament pentru unul, pentru două, pentru trei sau pentru toate cele 5 scopuri și să spunem, Doamne, îmi voi nota să dedic 10 minute sau 15 minute sau 30 de minute pentru scopul ăsta. Dar primul lucru pe care vreau să-l fac este să fiu din nou plin de Duhul Tău, să existe din nou bunătatea Ta peste mine și pasiune și dulceața aceea care s-a îndepărtat de mine așa de mult de nu mai e dulce. Doamne, vreau să vină din nou în experiența sufletului meu vremurile de odinioară, când simțeam că iubesc pe frați, când dacă cineva întreba cine se duce, n-așteptam nici măcar o secundă și spuneam eu mă duc. Să se întoarcă Domnul și să găsească o biserică obosită, o biserică plictisită, care a lăsat scopurile jos și a luat alte scopuri care au legătură cu pământul, cu semnificația omenească, cu realizări de o clipă. Ce vrei să faci cu tinerețea pe care o ai? Vrei să mă crezi că într-o zi
am avut vârsta ta și n-am putut să o păstrez. Încerc să nu mă las, dar n-am încotro, pentru că anii mă obligă. Într-o zi am fost ca tine și n-am putut să rămân acolo. Anii aia s-au dus, indiferent că i-am pierdut sau i-am folosit. Tu-ți permis să pierzi anii ăștia? De ce? Nu vrei să înțelegi că te caută Dumnezeu? Ești gata să-ți întinzi mâinile și să pună o povară? Să devii folositor? Ești gata să te dedici pentru măreție, pentru lucrurile lui Dumnezeu? Ești gata să intri într-o perioadă de timp în care postești, te rogi și cauți umplerea cu Duhul Sfânt? Haide să ne ridicăm înaintea Domnului. Mai avem 2-3 minute și aș vrea să stăm în fața Lui și să ne aducem aminte de cuvântul acesta, cinzecime, sau în tradiția noastră bisericească Rusalei. De acest Duh Sfânt care ne poate ocupa, care ne poate schimba destinația, vocabularul, prioritățile, convingerile, atitudinile și toate cele. Seara aceasta e un alt moment în care Dumnezeu ne face semn cu mâna. Ne-a mai făcut. Uneori am răspuns și alteori nu. Aș vrea să cântăm și în timpul cântării, dacă în adunarea aceasta plină de oameni, sunt bărbați sau femei, tineri sau oameni în vârstă, care au nevoie de un moment de reconsacrare, un moment în care vor să vină din nou înaintea Domnului și să spună: Doamne, umple-mă din nou cu Duhul Tău, trezește-mă din nou, vreau să mă dedic pentru Tine, să împlinesc scopurile Tale și vreau să fac din seara asta un moment de început pe care să nu-l uit. Dacă e cineva care vrea să facă lucrul ăsta, știți că spațiul ăsta este un spațiu care uneori se umple cu inimile unor căutători de Dumnezeu, unor oameni care nu-L pot refuza pe stăpân, pentru că-L văd când le face cu mâna să vină la El. Dacă-L vezi făcându-ți cu mâna, vino aici în timpul cântării și o să ne rugăm pentru tine, o să ne rugăm pentru dumneata.